am sau n-am jucat în două inimi? Am jucat fiindcă am făcut 1000 de subscriber! Hei, salutare și bine ați venit la un nou vlog cu frățiorul meu, Daniel! Cred că îl cunoașteți din videoclipurile mele de pe TikTok. Cu tine nu cred că am făcut un vlog până acum. Este primul vlog în care apar la tine, Alex. Știi ce am pregătit pentru tine? Adică pentru amândoi, cu întrebările abonanților mei și urmăritorilor mei de pe mediul online. Facem un vlog cu N-am! Frățiorul meu, Daniel, ești pregătit pentru întrebări? Foarte pregătit! El nu știe întrebările, doar ce le-am scris aici pe o foaie. Nu știu nici o întrebare, sunt curios ce întrebări mai pregătit, Alex. Nu știu întrebări, capcane de la următorii mei, că vor să afle cât mai multe despre mine, de ce nu? Am postat la story și am zis că hai să dăm drumul la întrebări cu N-am, pentru că abia m-am apucat de YouTube. Foarte frumos. Și vreau să știu ce curiozități au urmăritorii mei despre mine. Și să începem cu prima întrebare. Am sau n-am iubită? Din păcate suntem amândoi singurei. Burlaci amândoi. Deci dacă aveți o fată disponibilă, dacă sunt fete disponibile aici în acest vlog, să ne contactați, să ne scrieți pe Instagram. Să vedeți că pun Instagramul și frățiorului meu în descriere. Și ne scrieți acolo. TikTok de asemenea. Deci nu avem. A doua întrebare. Am sau n-am fost îndrăgostit până acum? Am fost, cu adevărat am fost îndrăgostit, dar din păcate, de fiecare dată când am fost îndrăgostit de adevărat, s-au întâmplat foarte multe chestii nașpa în mine și o persoană de care m-am îndrăgostit. Și la mine la fel, am fost îndrăgostit și vă sugerez, este foarte frumos să fiți îndrăgostiți, dar este și foarte periculos și avantaje și dezavantaje. Da, oricum e un loc foarte, foarte frumos fiind îndrăgostit, foarte frumos. Am sau n-am vomitat de la băutură? Cu toți am vomitat de la băutură. Am vomitat și în public de la băutură. Deci am vomitat de la băutură. Am sau n-am scuipat persoane cu care purtam un dialog? Cred că ți-o mai ieșit din gură. Precipitații. Cred că la precipitații, când fel scuipat așa, tu? Scuipat nu cred. N-am scuipat pe nimeni până acum, da. Dar în timp ce vorbim, în timp ce purtăm un dialog cu altă persoană, cred că mai asta scuipăm. Nu scuipat, adică nu că vrem să scuipăm. Vorbim precipitații. Vorbim precipitații. În fine, am sau n-am mințit-o pe mama mea de peste 10 ori? De peste 10 ori. Nu știu dacă de peste 10 ori, dar am de câteva adică ori. Adică când eram copii, cred. Merg până la magazin, dar de fapt mergeam să ne întâlnim cu prietenii. Mamă, merg acolo, dar de fapt mergeam în altă parte. Ceva. În fine. Am sau n-am avut o amendă? N-am. Am și vă zic că am avut două amenzi. Una de la controlor și una de la poliție. Ai avut amenzi? De la controlor m-a prins fără bilet când eram mai copchel. Cum? Ce-ai pățit? Ce-ai făcut adică? Păi ce să fac? M-a prins controlorul și am zis, domnule, vă dau un leu, doi lei. Nu m-au lăsat să mă pace pe vremea aceea, un leu, doi leu. Erau destul de mulți bani cu o cafea, că era 50 de bani. I-ai spus tu la controlor? Da, aveam vreo 2 lei la mine. Zis, când eram mai mic, am zis că aveam cred că vreo 18 ani. Îți dau 2 lei, lasă-mă în pace. Nu, amende. Amende mi-a dat. Cât? E plătit-o? Da, am plătit-o, m-am dus ulterior la primărie după câțiva ani bun și am plătit-o când neapărat acolo. Și odată de la poliție am trecut strada neregulamentat și mi-a dat, nu pot zic amende, un avertisment. Nu. Deci eu n-am avut probleme până acum cu poliția. M-am oprit în trafic să-mi bage fiola în finic, de când am permis o singură dată. Dar în rest, până acum n-am avut nicio treabă cu poliția. Mergi mai departe. Am sau n-am mâncat dulciuri fără frații mei? Cu toții avem ascunse câteva dulciuri în dulap, undeva băgate acolo când începe. Te mai aduci mai pur câte una, Când suntem singuri în cameră și ne scoatem dulciurile și începem să ciugulem. Deci am. Am sau n-am donat sânge? Am. N-am, dar îmi pare foarte rău.
fiindcă cu toții trebuie să salvăm niște vieți, dar am înțeles că există o regulă să ai peste 60 de kilograme, 65 de kilograme și eu nu m-am încat. 18 ani. Asta știu, peste 18 ani posibil, dar cred că trebuie să ai o anumită greutate ca să poți dona sânge. Am sau n-am înșelat? Niciodată n-am înșelat. Am fost loial. N-am. Niciodată n-am înșelat. Când iubesc, iubesc cu adevărat. Nu trebuie nici stânga, nici dreapta. Bă, doar acea femeie. N-am înșelat niciodată. Și vă sugerez să nu înșelați. Dacă iubiți, nu înșelați. Calma. Nu neapărat dacă iubiți, dar niciodată nu înșelați când sunteți într-o relație. Mai degrabă vă despărțiți de acea persoană, nu ne mai înțelegem, așa și așa, mai departe. Și încercați cu altcineva, alte chestii. Am sau n-am jucat în două inimi? Am jucat în filmul Două inimi. Ați văzut filmul? Auzi, bă, Pokémon, ia luați-vă viteză. Fetele, rămân cu noi. Tu, dispar ochelaristule. Băieți, un șanse de 100% să dispăreți cu câteva oase rupte acasă, știți? Ce-am zis să dispar ochelaristule. N-avem grabă cu tine. Domnișoara, ceva probleme? De ce am? Sper că v-ați la film. Am sau n-am vrut să particip în mai multe secvențe din filmul Două inimi? Sincer, am vrut să particip la mai multe secvențe pentru că e o experiență extrem de frumoasă. Vă zic cu mâna pe inimă. Da. Pentru 4 minute sau 3 minute din cât am apărut noi în filmul Două inimi, am filmat două zile. Da, două zile pline, vedeți. Două zile pline. A doua zi câteva ore, dar prima zi am stat de dimineață de la ora 10 până seara, cred că era ora peste ora 8 seara. Da. S-au filmat foarte multe secvențe. Am sau n-am învățat o lecție de dicție? Am. Vreți să vă spun? Eu n-am, nu știu ce știi, meu, dar papa... Știu mai multe, dar vă spun una dintre ele, una sau două. Am o prepeliță cu 14 pui de prepeliță pestiți, iar mai pestiți decât prepelița pestiță sunt cei 14 pui de prepeliță pestiți, iar mai pestiți decât prepelița cea mai pestiță este prepelițoiul cel pestiț. Pina pungă pungă pile pile loc cu pile lunga pile pila pe dungă. Un cocosul s-a dus la decocostăcărie să se decocostăcărească de cocostăcăria lui. Papucară papucărește papucine papucărița, papucărește dar papucăreață nu poate papucărei papucine papucărița, papucarele care papucărește papucine papucărița, papucărește. Vai de mine, vai de mine. Știi că o coropișniță și un coropișnițoi se coropișnița la noi cu pe gunoi? Nu coropișnița coropișnița pe coropișnițoi, ci coropișnițoi coropișnița pe coropișnița. Dar cum adică coropișnițoi și pe coropișnița pe coropișnița? Vai de mine, vai de mine. Le-am citit pe Google și nu știu, mi-a intrat în minte și de atunci... am exersat și le-am învățat pe de știi, eu nu mai țin minte nimic din zi. Ești pregătit pentru următoarea întrebare? Cu siguranță. Am sau n-am ochelari? Am ochelari de vedere. Am ochelari de vedere, am purtat și când eram mic, am avut strabism. După n-am mai purtat o perioadă și am probleme nu grave. Vezi ok, doar la distanță îmi trebuie o anumită dioptrie minus 0.75. Deci am ochelari, doar că acum în vlog am decis să nu port acest ochelar pentru că am lampa ocular în față și îmi vine fix în ochi, adică mi se văd în ochelari acei cerculeți. În fine, următoarea întrebare. Am sau n-am căzut de pe bicicletă? Am căzut de pe bicicletă. Că toată lumea au luat câteva zăduri la gândul lor când erau mici. Da, dar oricum au trecut câțiva ani când am mers cu bicicleta. Am mers doar cu bicicleta electrică, dar aia nici măcar nu dai la pedale, doar dacă vrei. Dar n-am mai mers, dar... am căzut din păcate de pe bicicletă, am căzut și de pe roli foarte grav, da. Am sau n-am fugit de acasă? N-am fugit niciodată de acasă. N-am avut probleme să fug de acasă, deci nu. Nicio. Am sau n-am făcut pipi în duș? Când eram mic. Am. Când erai mare. Și când erai mare, da, cu pipi în duș? Ne recunoaște. Cum s-a întâmplat, Daniel? Rămâne de văzut. O extersiune a degajamentului într-o valoare non-conformist. Ne-a cocoltat. Cred că cu toți cred că am făcut pipi în duș, dar eu recunosc că am făcut pipi când eram copil în duș. Adică acum că nu-s mare, n-am făcut niciodată pipi în duș. Așa. Am sau n-am probleme cu vecinii?
n-am probleme cu vecinii, doar că există anumite probleme, fiindcă suntem liniștiți, doar că am avut probleme, am mințit, am avut probleme când ni s-au adunat albinele. Am avut probleme când ni s-au adunat niște albine la geam și nu știam cum să scăpăm de ele. Un stup de albine s-a băgat în polistiren, noi așa, și nu știam cum să scăpăm de ele. Am dat cu foarte multe soluții și ne trezăm că baba de deasupra noastră era o femeie în vârstă, foarte în vârstă, dar acum nu mai este printre noi. Și a răsturnat, a dat de la geam cu apă, murdară, dar era murdară, cred că o spălat pe jos cu acea apă și o aruncat așa în geamul nostru. Atunci am ieșit și m-am luat rău cu ea. Măi, femeie, dar tu nu vezi, dar vii tu și îmi speli geamul. Mi-au făcut geamul varză, da. O zic, da, dar trebuie să scăpăm de albini. Păi eu trebuie să scap de albini. Vii și tu să arunci cu apa murdară de la geamul meu. Da, și am avut mai multe probleme, dar n-are rost să mai discutăm acum. Din punct de vedere pe vreo. Da. Am sau n-am bătut un copil la școală? Acum trebuie să mă gândesc. Bătut un copil. Când eram mic eram foarte ațăgos și foarte rău. Adică sunt mari, sunt liniște. Când eram copil mic am, dar nu bătut în felul ăla să-i rup o mână sau un picior. I-am dat de la julit un pumn, ceva, da. Dar nu i-am dat să-i rup capul în două. Am sau n-am făcut pipi în mare? Cu toții. Dar îi mai ducem să dăm un leu, doi lei acolo să ne pișăm la mare. Îi ducem direct în mare și ne pișăm acolo. Pișu. La fete, cred că e mai nașpa. Da, nu, de ce? Ne pișăm la mare, dar ce are, măi? Dar ce are? Dar și-o în piscină. Și-o în piscină, nu? Da. Și-o în piscină. Ai de capre, după aia ia unul câte o înghițătură de aia cu pișat. Vai, cine să-mi țipi cu piși mare. Trece la următoare. Nu te mai uita la întrebările mele, că sunt confidențiale momentan. Da, vreau să văd acolo. Așteaptă. Așa. Am sau n-am mâncat mâncare de câini? N-am încercat niciodată să mănânc mâncare de câini. Never say never. Deci n-am. Și ultima, nu, penultima întrebare, am sau n-am frați sau surori? Daniel, avem frați sau surori? Oare ce se întâmplă? Dacă sunt împreună cu fratele meu pe acest vlog, înseamnă că... Da, să vă povestim ceva. Pentru cei care nu știm, suntem o familie foarte numeroasă. Suntem 11 frați și 12 nepoți. Nu, 11 nepoți. Momentan 11 nepoți. Da. Vreau să vă spun, suntem o familie extrem de mare și unită, suntem 6 băieți și 5 fete. Dacă vă întrebați, acătelea sunt eu sunt al 5-lea. Și care să vă spun pe toți, frații mei, Raluca, Daniela, Alex, Matei, Daniel, Marta, Ștefan, Ionuț, Andrei, Ana și Adina, 11. O echipă de fotbal, de matematică și rezervele. Cine se oferă pentru rezerve? Noi jucăm titularii. Pe Alex îl punem în poartă. Da, Alexei? Dar să știți că fratele are poreclă. Ia spune, ce poreclă ai din un jucător de fotbal? De fotbal, fost jucător la Steaua, Bănel Nicoliță. Mai ținut că mine mi se spunea? Da, un fotbalist. De asta și pe TikTok mă cheamă Daniel Parjot Bănel. Ați auzit pe TikTok? Daniel Parjot Bănel, vai din TikTok. Și ultima întrebare, ești pregătit? Asta este o întrebare foarte emotivă. Urmăritorii mei au fost foarte curioși de această întrebare. Am sau n-am fost crescut de mama mea? Respect maxim pentru mama mea, fiindcă ne-a crescut singură pe toți 11 copii. Instant mi s-a făcut piele de găină. Respect maxim. Povestim o leacă urmăritorile în detalii despre acest subiect, fiindcă este fix ultima întrebare și am zis să o las la final.
Da, mama ne-a crescut singură de la vârsta de 36 de ani, din fiind că nu s-a mai înțeles cu tatăl nostru. Tatăl nostru. A rămas cu 11-10 copii la vârsta de 36 de ani și noi eram super micuți toți. Majoritatea. Era mic. Adică diferența între noi frații e de un an jumătate, doi. De noi sunt mai mulți, de 4 ani de noi. Da, în mare parte, da, un an jumătate. Zic între... Între frați. Și de atunci, după ce a divorțat, tatăl nostru nu s-a mai interesat de noi, a decis să rămână singur, fără să dea nici măcar un semn de viață, un telefon, ceva. Am avut și noi nevoie să fim contactați de el, dar mama mea o respectăm maxim, extrem de mult pentru educația și pentru... creșterea pe care ne-a dat-o. Ca să înțelegeți, eu am terminat cu toții școala. Unii dintre noi avem și bacul luat. Avem un frate care are și facultate făcută. Deci ne-a educat într-un stil foarte, foarte frumos, cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa este adevărat. Așa că noi am ajuns la finalul acestui vlog. Vă dacă mai vreți pentru vizionare și dacă mai vreți vlogul cu mine, scrieți în comentarii. Scrieți dacă în comentarii și oricând. Noi vloguri, scrieți în comentarii ce vloguri vreți să mai facem pe viitor, idei de vloguri. Noi o să le facem. Așa că nu uitați să dați subscribe la acest canal, fiindcă am făcut 1000 de subscriberi! Am făcut peste 1000 de subscriberi într-un timp extrem de mic, extrem de scurt. Foarte scurt, credeți-mă că are un succes aici pe YouTube, de asemenea și pe TikTok-ul lui Duceță, și dați-i un follow Alexandru Pârlea. Și nu uitați și de mine un follow pe TikTok. Da. Am și un canal de YouTube, să știți. Da. Și nu uitați să dați subscribe, fiindcă vreau să facem cât mai mulți abonați pe acest canal de YouTube. Să dați un like la acest videoclip, să scrieți în comentarii ce videoclip vreți să mai fac sau să mai facem pe viitor. Și cu mine, de ce nu? Și nu uitați, noi ne revedem data viitoare. Vă pupăm! Pa.